Suntem pe stadionul municipal Sibiu. Îl avem alături de noi pe Radu Necuț, managerul sportiv al FC Hermannstadt. Pentru cei cârcotași care vor urmări acest clip, o să spun cu toată sinceritatea că Radu habar n-are ce-l voi întreba, dar fiind jurnalist îmi voi asuma absolut toate întrebările și cu siguranță și Radu și-asumă răspunsurile. Așa că să începem. Radu, cum ești? Toate bune? Da, Cosmin, sunt bine. Cu echipa ne pregătim de plecarea în cantonament. Astăzi echipa va pleca la București, mâine se pleacă în cantonamentul din Turcia, unde vom sta până în 30. La Bolu. La Bolu. Mergem în aceeași locație unde am fost și anul trecut. Da. Am avut niște condiții bune și am ales împreună cu staff-ul să mergem tot acolo. Înainte să încep așa cu întrebările așa intrinseci, o să te întreb dacă te-ai uitat la meciul echipei naționale a României aseară. Și din păcate Raul al nostru n-a fost. Bineînțeles că m-am uitat. Impresiv. Rezultatul e bun. Nu vreau să intru în alte detalii. Să... Și totuși Raul n-a fost. Da, am vorbit cu Raul ieri, chiar înainte de meci. Da. L-am întrebat și eu dacă are ceva probleme, pentru că principala mea îngrijorare era dacă are cumva probleme medicale. Și ce mi-a spus că nu. A avut mici probleme săptămâna asta, deci poate fi un motiv pentru care nu a fost oprit în lot de selecționer, dar este apt acum. Adică el era pozitiv, nu era supărat sau afectat, probabil cu siguranță că își dorea să joace, e normal să fie așa, dar avea un moral bun și mi-a spus că el e pregătit pentru meciul cu Elveția dacă se va apela la el. Asta e foarte bine. Ceea ce sperăm și noi să se întâmple. Radu, așa cum ai observat și tu și sperăm noi toți cei care urmăresc acest interviu și pagina și platformele de comunicare pe CRM, așa am dat drumul la vânzările pentru abonamente. O să te întreb, hai să facem așa un exercițiu de imaginație. Uite că și încep băieții antrenamentul. Să facem un exercițiu de imaginație, Radu. Tu nu ești Radu Necuț, sau ești Radu Necuț, dar nu ești în postura de manager sportiv. Și vrei să te abonezi la FC Hermannstadt. Hai să dăm un pic de ce ai face lucrul ăsta și bineînțeles cum ți se par prețurile afișate, făcute publice de jos. Pentru că probabil că se fac multe comentarii în sensul ăsta. Da, acum, cum ai pus problema, mi-e puțin greu să mă pun în postura de a nu fi implicat. Eu sunt implicat din toate punctele de vedere la clubul ăsta. Nu știi întrebările, deci cumva trebuie să... Da, nu despre asta era vorba, dacă știu că, da. Sau dacă nu știu. Ideea este că mi-e greu să mă scot din context. Adică eu sunt membru al clubului, pe de altă parte sunt sibian. Da. Hai să o luăm așa statistic puțin vorbind legat de abonamente. Dacă stau bine să mă gândesc, pentru că mie îmi plac statisticile și vreau să zic că am lucrurile astea undeva puse acolo bine. Am jucat anul trecut în campionat, în Liga 1, s-au jucat 39 de meciuri, dintre care noi am jucat 19 meciuri acasă și 20 în deplasare. La media, până să venim la Sibiu, la meciul cu Farul, care a fost primul, da, am jucat la Mediaș 9 meciuri în Liga 1, da, și 2 meciuri în Cupa României, cu Chindia și cu Craiova. Deci au fost un total de 11 meciuri acasă. Da. De când ne-am întors în Liga 1, a rămas diferența de 10 meciuri acasă, deci un meci în plus în campionat față ce a fost la Mediaș, dar doar încă un meci în Cupa României. Cel cu Universitatea Cluj. Deci au fost tot 11 meciuri. 11 la media și 11 la Sibiu de când am venit. Prețurile la abonamente s-au dublat raportat la ce a fost sezonul trecut, pentru că sezonul trecut a fost pentru jumate de sezon. Da. Au fost 400 de lei cu 500 de lei, nu? Acum sunt 800 cu 1000. Plus aceste abonamente family, noi pentru. Da, care na, sunt o facilitate gândită pentru cei care au copii și își doresc să vină cu ei. Deci exercițiul de imaginație practic dă roade. Să înțeleg că tu ți-ai luat un abonament, dacă ai fi suporter random, așa. Cosmin, eu cu siguranță mi-aș lua. Eu vreau să spun ce spun acum, mă adresez suporterilor. În primul rând le mulțumesc tuturor care și-au reînnoit deja abonamentele. Le mulțumesc celor care și-au luat abonamente deja și nu aveau sezonul trecut. Sper în continuare să se mai cumpere abonamente. S-a cumpărat un număr destul de bun de abonamente până acum. Am speranța că se vor mai vinde. Îi înțeleg pe cei care nu și-au abonamente, dar... Bineînțeles, sper că cei care nu și-au abonamente ne vor susține la cât mai multe meciuri cumpărându-și bilet.
Și aici, ca să fac o paralelă, dacă am ajuns la sau o trecere, o fac o paralelă cu partea economică a clubului. Exact cum am explicat, prețurile abonamente nu au crescut. În schimb, pentru acest sezon, toate cheltuielile clubului cresc. Adică cantonamentul ne costă mai mult, echipamentul ne costă mai mult, deplasările ne costă mai mult. Asta este o oglindă a economiei, adică ceea ce se întâmplă în societate. Vedeți că sunt greve în toate domeniile, toată lumea cere bani mai mulți. E normal ca și pentru cheltuielile clubului se întâmple acest lucru. S-au făcut eforturi ca să avem continuitate, adică oamenii care susțin clubul financiar au făcut eforturi ca noi să avem stabilitate sportivă. În primul rând, mă refer la faptul că am reușit să ne menținem staful tehnic, că am reușit să prelungim contractele cu aproape toți jucătorii cu care ne-am propus să prelungim. A existat un singur caz unde nu este un jucător care nu a acceptat oferta noastră de prelungire și nu s-a ajuns la un consens, cel puțin deocamdată. De trebuie să te întreb. Nu mă întreba, pentru că încă nu a ajuns la final de contract, okay. Nu se știe ce se va întâmpla. Okay. Noi ni l-am dorit cu toții aici, asta este situația, dar revin la ce spuneam, s-au făcut eforturi ca aceste contracte să fie prelungite. Pentru că știți cum e în fotbal, fiecare om își dorește mai mult, s-au oferit condiții mai bune. Adică spun asta ca oamenii să înțeleagă, cheltuielile clubului cresc pentru acest sezon prin cumpărarea abonamentelor sau prin prezența lor la meciuri ca și cumpărător de bilet, plătitor de bilete. Este modalitatea în care oamenii pot ajuta clubul și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost sezonul trecut alături de noi. Îi înțelegem pe cei care n-au fost, le mulțumim celor care vor fi acest an și sperăm să fie mai mulți decât anul trecut. Să dăm Dumnezeu să fie așa. Dar acum, iarăși, dacă tot suntem la un exercițiu de imaginație, aici o să vină PCSB, era să zic, da. PCSB, Dinamo, Craiova, Rapid, vorbim despre CFR Cluj, da, desigur. Deci vorbim despre echipele, nu putem spune, cele mai puternice din Superliga. Ar fi normal ca biletele la astfel de meciuri să coste totuși puțin, e o întrebare retorică, sigur, să coste totuși puțin mai mult decât la un meci, să spunem, cu alte echipe. Adică ar fi normal, mod firesc. Da, probabil că este posibil să se întâmple acest lucru, cred că se întâmplă și în alte părți. Și atunci abonamentul? Achiziționarea unui abonament, într-adevăr, îți permite să-ți faci un calcul la lung pe tot sezonul, cât te costă biletul, ai locul tău asigurat, indiferent de situația din stadion la momentul respectiv. Da, știți cum e, fiecare om își face calculele lui, repet. Primește și o eșarfă, să nu uităm. Da. Legat de asta, știu și știm cu toții, o dovadă în acest sens este faptul că toate echipele care vin la Sibiu ca și oaspeți se simt foarte bine. Asta pentru că avem un public foarte civilizat. Acum, vorbind un pic așa, metaforic, ne-am dorit să nu se mai simt atât de bine adversarii, să îi facem un pic să, da, să nu mai fie atât de confort. Da, adică și condițiile din acest stadion și totul face ca spectatorul să vină cu plăcere, cred că la... Avem o echipă bună, pe această cale fac așa o scurtă retrospectivă și a sezonului trecut. Am avut un sezon foarte bun noi. Am fost o echipă nou promovată, am mers pe continuitate, la fel cum ne dorim să mergem și în acest an, și la nivel de lot, și la nivel de bancă tehnică. Nu știu exact, că nu m-am gândit câți antrenori mai sunt care intră în al treilea an, în Liga 1. Este o dovadă de stabilitate. Nu știu că câți jucători, ca și procentaj, sunt atât de mulți care sunt deja în al treilea an la noi, dintre care unul a fost de Liga 2. Adică dorim să avem această continuitate și ca o nouă promovată cred că am avut un sezon foarte bun. Cu puncte de play-off. Noi, dacă luăm în calcul și cele 9 puncte care ne-au fost luate, am terminat sezonul pe loc 8, la egalitate cu echipa domnului Mititel. Pe ce Craiova. Da. Eram acolo. Cu siguranță, da, cred că trebuie spus acest lucru. Sunt convins că pretențiile tuturor sunt mai mari datorită acestui sezon pe care noi l-am încheiat. Fac apel la oameni să fie înțelegători și noi ne dorim mai mult cu toții să fie răbdători, să fie alături de noi. Va fi un sezon greu pentru că toată lumea ne va percepe deja altfel.
încercăm să, adică faptul că am reușit să ne securizăm banca tehnică, să ținem jucătorii cărora le-am prelungit contractul, sunt ca și niște transferuri pentru noi, pentru că sigur. Și antrenorii, atât antrenorii cât și acești jucători cărora le-am prelungit contractul, nu mai aveau contracte și au avut oferte din altă parte. Adică oamenii care finanțează acest club au făcut eforturi ca ei să rămână aici cu toți. Eforturile acestea să înțeleagă toată lumea, înseamnă așa cum ai ți la bisici și tu să spun așa, înseamnă bani, evident. Bineînțeles, bani. Fotbal fără bani nu se poate. Și acum, revenind, dacă tot suntem la, ne apropiem acum ați băieți că au început antrenamentul, ultimul antrenament înainte de plecarea în Turcia, o să arătăm imagini și din acest antrenament. Radu, dacă tot suntem la transferuri, avem până acum, până în momentul de față la care înregistrăm acest interviu, două implanturi constructive, aș spune eu, și în speță JIPA și tenisizul tău nebun, Cristi nebun. Ce urmează? Adică, l-am văzut pe JIPA la antrenamente, zbârne, cum se spune în limbaj fotbalistic, pe Cristi nebun, să știm cu toții, a fost liderul Kinghei, un fotbalist cu realizări și cu, apropo de statisticile despre care vorbeai, statistici impresionante în Superliga. Ce urmează? Toată lumea se întreabă. Ai văzut comentarii, tone de comentarii. Ce mai aduceți? Sunt ce... No, da. Finișat din Petre. La fel, o să mă uit un pic în urmă. O să... Sunt convins că suporterii noștri știu acest lucru, doar eu îl reamintesc. Nici anul trecut, după promovare, venind din Liga a doua, noi n-am făcut foarte multe transferuri. Dacă vă gândiți bine, cel puțin în prima parte a sezonului, am avut în echipa de bază un singur jucător nou. Mă refer la Butean, care înlocuia pe Pantea, care a plecat la FCSB. Mai venise Răuță... Are, exact. Cam atât. Mai venise Dragoș Iancu, apoi pe parcurs au mai venit, a mai venit Letiț, a mai venit Medina, da, cei care au mai venit ulterior. Dar nu am făcut extrem de multe. Da, nu am făcut extrem de multe transferuri în vară. Da. Acum, legat de cei de care ai vorbit, JIPA este un tânăr foarte talentat în care noi credem cu toții. El a semnat cu noi încă din ianuarie. Era în ultimele 6 luni de contract. Cristi Neguț a fost un jucător dorit, cred că, de jumătate de echipele din Liga 1 și de asta spun că s-au făcut eforturi și ca acest jucător să vină aici. Adi Petre, legat de Adi Petre, este un jucător de 25 de ani. Într-adevăr, pornirea lui în carieră a fost foarte bună. Apoi, și aici mă refer în principal la ultimul lui sezon, nu a avut un sezon foarte bun. Plecând de la Faru, a plecat în Grecia, n-a avut o situație bună acolo. Faru unde dăduse 2 goluri în 3 meciuri. La începutul sezonului. Da, da, și anul trecut a dat 9 goluri. Da. La Faru, nefiind un jucător de bază. Exact. Este un jucător despre care ne-am luat multe informații. A avut probleme în carieră. Vreau să spun că eu am avut o discuție cu el foarte directă, la telefon, în care i-am spus multe lucruri care se spun despre el. A fost foarte asumat, adică a spus că din ceea ce îi spun majoritatea sunt reale și că a ajuns într-un punct în cariera lui, în care și-a dat seama că a făcut niște greșeli. Interesant. Și că își dorește o șansă să demonstreze că încă poate. Noi, analizând toate aceste lucruri și văzând un pic dorința lui de a demonstra, am hotărât cu toții, cu staful tehnic, cu patronatul, să îl aducem. A acceptat condițiile noastre contractuale, care sunt unele motivante pentru el, adică trebuie să demonstreze că poate și noi credem în el. Acum timpul ne va arăta ce se va întâmpla. Repet, este un jucător de 25 de ani. Floarea vârstei. Da. Cred că fiecare mai greșește în viață. Acum, Radu, jurnalistul din mine te întreabă. Pleacă Paraschiv dacă l-am adus pe Adi Petre? Și din nou, au și apărut niște comentarii. Nu are nicio legătură faptul că l-am adus pe Adi Petre cu plecarea lui Para. Nu ne-au plecat, au ajuns la final de contract 2 atacanți. Da. Buhăceanu și Babiș, cărora nu li s-au prelungit contractele, adică era normal. Pe de altă parte, a venit înapoi un jucător în care noi credem foarte mult,
un tânăr de mare perspectivă, Bucuroiu, care este la noi de ceva vreme, a fost împrumutat 6 luni și suntem cu toții așa mulțumiți de el, de felul cum a venit înapoi. Credem în el, va fi un sezon în care sperăm ca și el să-și arate valoarea, dar nu, repet, nu are legătură faptul că l-am adus pe Adi Petre cu plecarea lui Para. Acum discuții sunt la noi, întrebări despre mai mulți jucători. Perioada de transferuri abia a început. Oferte oficiale în acest moment nu avem. Nu? Nimic? Nu, oficiale nu. A fost ceva pentru Baba. Baba, dar chiar. Nici pentru noi? Dar nu s-a ajuns oficial, Cosmin, în momentul ăsta nu avem. Au fost, în trecut au fost, în iarnă am avut oferte oficiale. Și pentru Raul, și pentru Paraschiv, am avut și pentru Baba. Am vorbit în ultimul interviu cu tine despre ele. Da. Sunt multe întrebări, repet, perioada de transferuri abia a început. Și va dura până în Europa, până la finalul lunii august, în România, până în începutul lunii septembrie. Așa că e timp. Mișcări se mai pot face. Cu siguranță și noi ne mai dorim să aducem cel puțin un jucător. Pe ce post, frate? În funcție de... Nu, nu-mi place în principiu să... Vezi că nu știi întrebările? Da, trebuie să te... Nu-mi place în principiu să vorbesc înainte de a se realiza. Cu siguranță cel puțin un jucător vom mai aduce. În funcție de mutările care se vor mai face, mă refer aici la eventuale plecări, ne vom mai mișca și noi. Dar, repet, atuul nostru a fost și cred că s-a dovedit că... Nu ne-am înșelat, continuitatea, stabilitatea. Ok, am lămurit-o. Plus că legat de asta, dacă îmi permiți. Da. Mai e o chestiune care e importantă de știut. Noi încă de acum 2 ani ne-am stabilit așa ca și strategie să mergem preponderent, atâta cât putem, pe jucători români. Acum, cel puțin începând din această perioadă de transferuri, vă spun că majoritatea cluburilor din România încearcă să schimbe strategiile și să își dorească mai mult jucători români. Și atunci, area de selecție de jucători transferabili din Liga 1, în principal, nu este foarte mare. Și jucătorii se supraevaluează puțin. Au crescut foarte mult așteptările, pretențiile. Deci explodează momentul. Da, da. Au fost și alți jucători pe care ne-am dorit, dar nu am putut intra în licitații cu alte cluburi. Cred că nu trebuie să vă ascund acest lucru până la urmă, că nu are nimeni de ce să se supere. Așa. Vă spun despre Iulian Cristea, duminică, cu o zi, duminică dacă nu mă înșel, da? Fundașul Național Român. Fundașul Iulian Cristea, duminică, a fost aici. Care a semnat cu Rapidul. Da, a semnat cu Rapidul, a fost aici. A fost prezent și unul dintre finanțatorii clubului, Ștefan, aici. Aici pe municipal. Adică aici ne-am întâlnit cu el. I s-a spus da tuturor pretențiilor pe care le-a avut. Și atunci de ce n-a venit? A fost alegerea lui, Cosmin. Ok. Foarte interesant. Adică am fost primii care l-am contactat. Cred că poate fi și întrebat de asta. Am fost primii care l-am contactat după ce și-a reziliat contractul cu CSB, am fost mereu în legătură cu el. A fost aici, s-a discutat, s-a ajuns la un consens. A spus că a doua zi ne dă un răspuns care tindea, părea că va fi pozitiv. Ulterior, în aceea zi, m-a sunat și a spus că... M-a sunat și pe mine, l-a sunat și pe Dani, a spus că... Ne mulțumește pentru tot, și nouă, și patronilor pentru ofertă, dar a ales să meargă la Rapid. În primul rând, din considerente sportive, a spus el. Bineînțeles că și oferta financiară probabil că e mai mare la Rapid, dar a spus din considerente sportive în sensul că vrea să se bată la campionat. Am înțeles. Da. Da, e interesant. Da, e o realitate. Adică nu cred că supărăm pe cineva. Da. Au mai fost și alți jucători cu care am negociat, dar, repet, nu intrăm în licitații cu alte cluburi. Ok. Da, foarte interesant. Acum, trebuie să-mi aleg bine următoarea întrebare. Despre transferul, nu mai spui ceva? Mai e ceva de zis? Nu știu. Ce ai vrea tu să se audă? Gen?
Dacă nu... Ce pot să vă spun este că urmărim și vedem foarte mulți jucători. Se propun zilnic, nu știu să dau o cifră, mulți, 20 de jucători zilnic, cred că se propun și asta de când dinainte să se termine campionatul. Adică e o muncă asta, să stai, să-i urmărești, să analizezi. Să... Dar, repet, încercăm să luăm ce luăm să fie exact ce considerăm că ne trebuie. Plus că trebuie menținută o balanță în bugetul clubului, legată de plecări, de veniri. Bugetul crește oricum prin prelungirea unor contracte unde condițiile sunt altele deja. Adică sunt lucruri pe care cred că nu e nimic rău în faptul că le spunem, să le știe și oamenii. Se fac eforturi și oamenii care investesc în acest club, și Ștefan și Claudiu, fac eforturi și fără ei clubul nu ar merge în direcția care avem sprijin. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină și care ne-au sprijinit în sezonul trecut, începând cu primăria, cu sponsorii pe care am avut, cu Consiliul Județean, cu toată lumea care ne-a sprijinit și care a fost alături de noi. Le mulțumim că vor fi în continuare alături de noi și în acest sezon. Și vom încerca, asigurăm suporterii noștri, care știu că nu sunt puțini, și avem suporteri frumoși și inimoși și foarte civilizați, pentru că vreau să accentuez acest lucru. Avem un public foarte civilizat și asigurăm că încercăm să ne dezvoltăm pe toate planurile, încercăm să creăm o identitate acestui club. Suntem încă un club tânăr. Mișcările pe care încercăm să le facem nu sunt doar pe plan sportiv. Pe toate planurile încercăm să îmbunătățim lucrurile, avem lucruri de îmbunătățit, le asumăm, inclusiv în relația cu suporterii. Am început cu anumite evenimente pe care le-am făcut, vor mai urma lucruri de acest fel. Evenimente de succes. Exact. Dar chiar au fost ca lumea. Da, promitem că vom face tot ce depinde de noi și le mulțumim că sunt alături de noi și că vor fi în continuare, sunt convins. Bun. Nu mai am ce să te întreb, dar cum ai tu să transmiți un mesaj? Astea sunt subiectele pe care vreau să le abordez cu tine. Dacă mai vrei să transmiți tu un mesaj din partea ta și PC Hermannstadt, după aia să putem să luăm cadre de la antrenament. Un apel către suporteri să fie alături de noi. Le mulțumim că au fost alături de noi și le mulțumim că vor fi în continuare alături de noi. Bun, a fost Radu Nebuț alături de noi, aici pe platformele oficiale pe Cermaștat. Mulțumesc frumos, Radu, și îți mulțumesc și în numele celor care urmăresc acest interviu, așa cum am spus, pe toate platformele de comunicare pe Cermaștat. Iar noi ne vom întoarce acum la ultimul antrenament înainte de plecarea în cantonamentul din Turcia.